Salutare, dragilor, ce faceți? Eu zic să vă luați o cafeluță și să vă așezați comod, pentru că astăzi vorbim despre ceva ce n-am mai vorbit de mult timp, și anume despre produse care m-au dezamăgit. N-am mai făcut de ceva timp un clip din ăsta, îmi dau seama, și asta pentru că nu prea s-au adunat multe produse, cam tot ce am luat a fost ok, dar au fost câteva lucruri ușoare care m-au dezamăgit și știind că unora vă place clipul ăsta și știind că este cumva util un astfel de clip, zic să împărtășesc ideile mele. Și trebuie să vă spun că avem un mascara gate și asta pentru că în ultima vreme nu știu ce se întâmplă, nu știu care e fenomenul, dar nicio mascara nu mai place. Nimic nu mai stă pe genele mele, nimic nu se mai comportă cum trebuie, nimic nu mai face ce ar trebui să facă o mascara și drept urmare își merită locul aici. Am patru mascara care au venit așa una după alta, fiindcă nici una nu mi-a plăcut, nici una, și una dintre ele este lansare nouă foarte populară, care mie tot nu mi-a plăcut. Și nu știu ce se întâmplă, ori sunt eu, s-a întâmplat ceva cu genele mele sau cu ochii mei, ori e o conspirație în lumea mascara, pentru că efectiv nicio mascara parcă nu mai funcționează. Și ăsta e un lucru nu pe care l-am inventat eu și pe care l-am spus eu, ci pe care l-au spus și alții. Că aia mă sperie cel mai tare, că l-au mai zis și alții, nu doar eu. Bun, și o să începem cu cea mai veche dintre ele, pe care o am pe aici de multicel, cred că din decembrie. Și anume asta de la Wet n Wild, Mega Protein îi zice, și este o mascara de volum, pentru că eu, după cum știți, eu prefer mascara de volum. Și este o mascara de volum cu o pensulă clasică, cât se poate de clasică, cât se poate de normală, numai că efectiv când o dădeam pe gene nu se vedea nimic. Zici că nu dădeam cu nimic pe gene, ziceai că dau cu apă pe genele mele, așa erau. Nici nu le ridica, nici nu le dădea volum, nici nu le negrea, nu le făcea nimic. Da, asta pentru că am auzit că mascara de la Wet n Wild este foarte bună. Apoi, o mascara pe care am primit-o cadou de la Pebbles, și bine că mi-a dat-o mie și n-a dat-o cadou la altcineva, pentru că îmi zisese că mă gândeam să o fac cadou altcuiva, după ce i-am zis că nu mi-a plăcut, evident. Și zic bine că mi-a dat-o mie, că eu nu mă supăr că mi-a dat-o pe asta, că na, nu era vina ei că nu merge mascara, este asta de la Douglas. Exception Eyes, cred că se numește, sau Exception Eyes, care, uite, s-a și întins pe aici peste, n-am niciun șervețel pe lângă mine, which is amazing, de la Douglas, care ar trebui tot așa să fie o mascara, cred că de volum, da, 5 în 1. Volumizing mascara. Ok, asta este periuța, cam așa arată. Da, nici asta n-a făcut nimic, dar cel mai rău a fost că încurgea pe aici și mă trezeam mânjită toată cu ea. Și m-a supărat foarte tare. Mă așteptam să meargă, să fie o mascara care să fie mai interesantă, să meargă, dar n-am vrut. Apoi, următoarea este una care este foarte populară și nu înțeleg de ce, pentru că mie îmi cad bucățele așa de pe gene la 2 ore după ce am aplicat-o și nu înțeleg. Ea și-ar da volum, și-ar face cât de cât treaba, dar îmi dă, mă rog, asta e mai mult pentru alungire, dar teoretic ar trebui să și alungească și să dea volum, dar îmi cade bucățele așa. Și este Sky High de la Maybelline, lansare recentă, relativ recentă, de anul ăsta, anul trecut, nici nu știu când a fost lansată. Periuța, într-adevăr, nu este tocmai favorita mea, este genul ăla de periuță plasticoasă pe care multă lume o iubește. Mie nu-mi place în mod special, mie îmi place asta, cum e asta clasică, cum era la asta la Wet n Wild, că de-aia m-aș și așteptam să-mi placă foarte tare mascara asta, dar asta, da, mă rog, dar lăsând la o parte periuța și lăsând la o parte aplicarea, că tot așa aveam senzația că tot nu se vede pe genele mele și că nu mi le ridică bine, îmi cade. Asta a fost problema cea mai mare. Și îmi pare rău dacă auziți probleme, că ceva bubuituri, dar la mine se lucrează. Suntem în șantier. Următoarea mascara este ultima achiziție, și anume asta de la Bourjois.
Ceva cu volume something max, volume glamour max, da, așa îi zice. Și dacă vă aduceți aminte, vă ziceam că am avut o mascara de la Aniela, primită de la Aniela, care mi-a plăcut foarte tare de la Bourjois. Și zic, hai să o încerc. Și asta tot așa, are periuța asta de plastic, așa ca asta. Și am zis, hai să o încerc și pe, să mai încerc mascara de la Bourjois. Și nu știu de ce, mi s-a părut că asta ar fi populară de la Bourjois. Și am luat-o și la fel îmi cade de pe ochi și mă trezesc mânjită pe aici. Și chestia este că în ultima vreme nici nu prea mai aplic foarte mult anticearcăn, să zici că e de la anticearcăn sau de la machiaj. Și în general când le aplic, le aplic pe aceleași, adică sunt aceleași produse pe care le folosesc întotdeauna. Apoi, un produs care este tot teoretic mascara, dar nu este folosită pentru ochi, este gelul ăsta de la Balea. Știu că este foarte, foarte iubit pentru a stâmpăra antenele aici, așa, dar problema cu el este că mie, unul, nu-mi place, că nu-mi place ce face el aici când îl dai pe ăsta și, în al doilea rând, că se usucă foarte greu. Lucru pe care nu știu dacă l-au auzit de la alte fete, dar se usucă foarte greu și mai ales dacă îl dau pe aici când împrim părul, îl simt tud așa tot mult timp. Am încercat să-l folosesc tot așa pe sprâncene și îl mai folosesc ocazional pe sprâncene pentru că zic, hei, e transparent, aș putea să-l folosesc pentru sprâncene, să-mi mai țin în frâu sprâncenele, ca să spunem așa. Și să zicem că și-ar face treaba, n-ar fi neapărat o problemă. Săracul el și-ar face treaba, dar tot așa, trebuie să stai cam un sfert de oră cu sprâncenele umede. Și eventual, dacă se poate, să nu le miști. Știți? Adică să nu miști din ele, cum se mai întâmplă mie. Da, pentru asta zic că este ok. Pentru sprâncene cred că e ok. Se întărește, când se întărește, când se înțepenește acolo, se ține sprâncenele bine, dar pentru păr mie nu-mi place. V-am zis, mi se pare că e, nu știu, prea lipicios și se usucă greu și trebuie să trag de firele de păr, mi se încurcă periuța aia în firele de păr, nu mi se pare practică ideea asta. Apropo de sprâncene, dacă vă aduceți aminte, anul trecut vociferam eu foarte fericită că am găsit un gel de sprâncene care îmi și setează sprâncenele, adică mi le ține și în loc și le dă și culoare. Doar că bineînțeles că trebuia să existe o problemă și culoarea era prea închisă, pentru că la noi de ce ar exista culori deschise? Că noi suntem obișnuiți să avem sprâncene de Yeti. Și am luat varianta transparentă a acelui gel, în speranța că o să fie la fel de înțepenit gelul, adică să-mi înțepenească sprâncenele la locul lor, dar da, fără culoare. Ce credeți? Nu e la fel de bun. Și este vorba despre ăsta de la Maybelline. Știți că este varianta în trei culori, două sau trei culori, dintre care unul este un blond deschis, un blond închis, zic ei, sau maro, și un negru. Acum nu știu de ce ți-ai dat cu negru pe sprâncene, dar mă rog, asta e altă discuție. Dar blondul cel mai deschis este prea închis, este un maro foarte închis pentru mine, pe care pot să-l port, dar când nu am părul decolorat, când îl am așa decolorat și sunt atât de deschisă, sunt atât de blondă, vă dați seama că nu, se vede foarte rău, se vede ca și cum aș avea sprâncene de Yeti. Și am zis că-l iau pe ăsta, zic, băi, dacă ăla seta sprâncenele foarte bine, măcar să-mi seteze sprâncenele, să nu mai plece în toate direcțiile, că eu am și niște fire din alea de pleacă așa. În special asta să duce în jos, așa îi place ăsteia să se ducă așa în jos. Și zic, hai că măcar să-mi seteze sprâncele. Nu, nu mai face la fel, nu mai face aceeași treabă. Deci este o mare problemă cu formula în funcție de culoare. Păcat, pentru că ăla chiar era un gel de sprâncene super bun, din categoria de drugstore. Dacă aveți părul șaten închis, culoarea de maro se potrivește, dar pentru mine nu. Un produs care mi-aduce aminte de copilărie și nu-mi place pentru că nu-mi place și pentru că niciodată mi-am dat seama că nu mi-a plăcut și mi-am dat seama că așa au fost produsele astea tot timpul. Nu e o problemă cu produsul acum, ci așa au fost ele întotdeauna. Este acest baby gloss de la Essence, îi zice Juicy Bomb. Nu-mi place textura lui. Și are... L-am luat din... Am fost... Și curge, aparent, așa. L-am luat din Târgoviște. M-am dus odată în Târgoviște și m-am întâlnit cu Carmen. Și l-am luat de acolo. Eram, nu știu, cred că într-un DM am intrat cu ea sau nu știu unde am intrat și l-am luat. Și nu-mi
place, cum se simte pe bun, da, repet, nu e o problemă de acum cu formula, ci e o problemă că așa a fost întotdeauna. Deci produsele astea așa au fost, nu s-a schimbat. Îmi aduc aminte că așa era și în copilăria mea, doar că atunci, la vremea respectivă, nu aveam termen de comparație, acum, în schimb, am și nu mai place textura aia așa de ulei de motor pe care ți-o pui pe buze. Nu mai am depășit perioada aia. Încă trei produse pentru față și unul este iarăși foarte, foarte popular și am încercat să-l iubesc și știu că toată lumea îl iubește și toată lumea este fascinată de acest produs și mă gândeam că având tenul ceva mai uscat o să-mi placă și mie foarte, foarte tare, dar nu-mi place și nu-mi place deloc, adică nu-mi place rău de tot, nu? Așa că nu-mi place. Ce mai am din el, că am oricum am folosit destul de puțin, o să-i dau Eugeniei, pentru că știu că ea e mare fan. Și este vorba despre BB cream-ul ăsta de la Misha. Da, știu. Kill me, că știu că sunteți toate fane ale acestui BB cream, dar mie îmi scoate textura în evidență BB cream-ul ăsta în ultimul hal. Adică arată, vezi, zici că nu ca în cratere, zici că toate bombele atomice din universul ăsta care au fost inventate și doar și proiectate au căzut pe fața mea. Așa arată. Deci nu că am pori dilatați sau că am cicatrici de la acne sau că nu zici că efectiv au venit hârciogii și au săpat pe fața mea, așa arată. Deci, pentru că el în sine, deși este un BB cream, are o textură ușor lucioasă așa și când mai ales la BB cream-uri am observat asta, când au textura asta așa uleioasă, lucioasă, au tendința să... Da, are ceva, are particule luminoase în el sau ceva. Astea îți evidențiază foarte tare găurile din față. Știți? Și el ar fi ok-iș așa. Nici formula în sine, să știți că nu prea mă încântă la BB cream-ul ăsta. Mi se pare destul de grosuț așa și are mai degrabă o formulă de fond de ten. Dar ăsta a fost elementul care m-a deranjat cel mai tare la el, și anume că îmi scoate toate defectele în evidență. Adică decât să mă dau cu ăsta mai bine, nu mă mai dau cu nimic. Știți că arată mai bine pielea mea. Nu sunt atât de evidențiați porii. Și nici textura în sine nu mi s-a părut wow, nici acoperire nu are, sau da. Repet, o să-i dau Eugenie, că eu știu că ei îi place foarte, foarte tare. Și acum două produse pe care, apropo, tot de la Eugenia le am, pentru că nici ei nu i-au plăcut și zice, hai să le încerci tu, zicem, zici dacă îți plac. Și sunt două primere. Unul este de la Pupa, care ar trebui să fie tot așa pentru pori dilatați sau ceva de genul, da, și are silicon mult, 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 mult în el și nu îmi place deloc pentru că îți dă senzația aia de ten transpirat, cumva. Ai senzația că ți alunecă machiajul de pe față, el așa când îl pui pe mână se simte super bine, că e siliconul ăla care nu știu, îți face pielea să pară fină, dar de astupat porii n-astupă nimic. În schimb, ăsta de la Kiko, pe care l-am luat din Italia, ăsta de la Kiko cumva funcționează pe același principiu, doar că nu ai senzația aia de sliminess pe față cum ai cu ăsta, știți? Pentru că dacă îl aplici pe tenul uscat, fără să te fi dat cu cremă, poate funcționează, dar așa nu funcționează aproape deloc. Și în plus de asta, și când mă uit în oglindă, nu se vede că ar fi acoperit nimic, pe când ăsta efectiv îmi face porii să dispară, ăsta de la Kiko. Deci, ne. Următorul este tot așa un primer de la Yves Rocher de data asta, care ar trebui să fie iluminat. Care ar trebui să ilumineze cumva, care ar trebui să... N-are silicon, chiar zice că are 0% silicon. Și ar trebui să fie cumva luminos, așa. Și la asta am aceeași problemă ca la BB cream-ul de la Misha. Îmi evidențiază foarte, foarte tare porii, fiind luminos așa. Și nici nu-ți dă un aspect din ăla glowy, știți? Adică mai am primere din astea luminoase care îmi dau un aspect așa glowy, dewy, cumva așa fresh, dar nu, și plus că se absorbe așa în piele foarte repede și după aia la 2 ore nu se mai întâmplă nimic. Știți? Adică îmi evidențiază porii după ce l-am aplicat, după care
s-a mai întâmplat nimic. Și n-am văzut nicio diferență uriașă în afară de chestia asta, că după ce l-am aplicat, parcă mi se văd porii mai tare. Și mai am de făcut o mențiune mare, 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 mare de tot, care nu ține de make-up sau de produse cosmetice, face parte din categoria de fashion și sunt acești papuci de la Zara pe care am să-i mânuiesc cu grijă pentru că ei sunt murdari pe talpă. Acești papuci de la Zara pe care i-am luat cu intenția să iau și în vacanță cu mine și i-am luat și care m-au chinuit infernal. Îmi pare rău că nu i-am returnat când i-am luat pentru că sunt absolut înfiorători. În primul rând, talpa lor n-are niciun pic de grip. Acum se vede ea zgâriată și asta pentru că i-am luat prin șantier pe acolo, pe la mine, pe șantier, ca să mai se zgârie. Dar talpa în sine n-are niciun un pic de grip și este înfierător de alunecoasă. Vă ziceam într-un daily vlog când am făcut unboxing la ei, că mi-am cumpărat unii de la Sinsay să am prin curt. Aia de la Sinsay au costat undeva la 60 de lei, ăștia au costat undeva la 150. Aia de la Sinsay, fiind și din piele ecologică, hints, plastic, au fost de un milion de ori mai buni decât ăștia. Pentru că nu alunecau, ăia n-au alunecat pe nimic. Îi mai am și acum, dar sunt pe moarte, pentru că i-am purtat foarte mult. I-am purtat prin curte, prin grădină, peste tot, și că pentru grădină i-am luat mai mult. Așa, și ăia nu alunecau pe absolutamente nimic. Ăștia, inclusiv pe ciment, care nu este foarte lucios, alunecă înfiorător de tare. Apoi, iarăși, talpa pe interior, pe aici, pe interior, tot așa, este foarte plată, chiar dacă pare că are chestia asta la călcâi, ea este foarte plată și fără și lucioasă așa și îți alunecă din picioare. Efectiv, m-am trezit că îmi scapă din picioare papucul. Plus că aici nu mă strânge foarte bine partea asta care ar trebui să fie din piele, nu stă foarte bine pe piciorul meu și efectiv piciorul meu este fixat numai în baretă asta din față, dar să zicem că asta e o problemă strict tehnică de mine. Dar partea cea mai nenorocită este cu talpa, pentru că era să-mi rup gâtul cu ei în picioare de nu știu câte ori, pentru că alunecau și pe lângă asta, după ce că alunecam cu ei, îmi săreau și din picioare. Da, au fost câteva momente comico-tragice, foarte interesante, dar o investiție foarte proastă. N-a fost scump, adică n-a fost scump ca să zici că mamă câți bani am pierdut pe ei, dar în cazul în care îi mai vedeți undeva, prin outlet-uri, că am înțeles că sunt și prin outlet, dacă îi mai vedeți pe la Zara, mai bine vă feriți de ei, luați-vă altceva, nu știu, dați banii pe altceva și uitați-vă să aibă ceva striații pe talpă, ca să aibă puțin grip, să aibă puțin aderență, că altfel te duci cu ei și este una când aluneci cu un pantof, o sandală care este prinsă de picior și este una când aluneci cu un papuc care o să zboare și ăla din picior. Știți că riști să te lovești mult mai rău sau să-ți rup gâtul mult mai tare. Și de-aia ziceam să vin arăt și pe ăștia și să menționez și treaba asta. Evident că o să-i port pe aici prin curte cu atenție. Vecina mea nu are trotuar și are un cauciuc pus în loc de trotuar, așa că cam de lățimea unui trotuar. Ăla când se udă, nu vreți să știți cât de periculos este, mai periculos decât sticla aia, decât gheața aia când e sticlă pentru mașini, pentru mine când merg cu ăștia. Deci tot timpul încerc să o iau pe lângă pentru că risc să rămân pe acolo făcută bucăți. Da. Și de principiu cam astea au fost produsele care nu mi-au plăcut și care m-au dezamăgit pe mine. Spuneți-mi vouă ce nu v-au plăcut sau dacă ați încercat produsele astea, care au fost părerile voastre sau experiențele voastre cu aceste produse. Dați un like și un share la clipul ăsta. Mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!